Astăzi mi-am cumpărat noul iPhone 14 Pro Max. Este acesta primul iPhone 14 Pro Max din România? Ei bine, nu. Dar, totuși, am fost până în Viena pentru acesta, am stat la coadă și, într-un final, l-am luat. Este versiunea pe purple, adică cel mov, de 128 de giga, iar astăzi vom face un mare unboxing și, în niciun caz, un review. Deci, dacă sunteți pe acest videoclip pentru un review, ați greșit puțin clipul. Dar, totuși, dacă sunteți noi, dați un subscribe, un clopoțel și hai să vedem ce se ascunde sub această cutie. Și mai exact, ce alte surprize avem în punga de la Apple. Bun, acum haideți să trecem la momentul adevărului și să scoatem din pungă conținutul, dar înainte de toate, hai să scoatem telefonul, fraților. Ok. Cam așa arată, după cum îl puteți observa. Este vorba despre un iPhone 14 Pro Max, exact cum am spus și în intro. Îl lăsăm momentan deoparte, deoarece aici mai avem și o husă, oameni buni, o husă transparentă, clasică, după cum puteți observa, cu chestia asta de MagSafe. Ok. Bun, acum, punga, practic, nu mai avem nevoie de aia, o punem deoparte și acum scăpăm de husă că nu ne interesează și rămânem cu telefonul, fraților. Wow, uitați-vă cum arată, din nou, iPhone 14 Pro Max, purple, 128 de giga, never lock, cum s-ar spune. Băi, sincer, chiar am emoții pentru că efectiv, nu am ținut niciodată un 14 Pro Max în mână, nici la Apple Store nu am vrut să-l ating, deoarece am zis, bă, frate, o să ating telefonul meu, nu cele afișate în magazin, așa că nu uitați să dați un like și hai să începem cu unboxing-ul clasic. Mergem aici frumos la sigiliul ăsta și o să facem cel mai satisfying moment din acest clip. Sunteți gata? 3, 2, 1... Oh, bine, și avem și aici jos, stai așa. O, respect, fraților. Și acum, haideți să vedem momentul adevărului. iPhone 14 Pro Max Deep Purple, 128 de giga, aproape primul din România. Hai că primul din România, dacă e. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ok. Ok, fraților. Ok, asta arată mișto. Nu știu exact cum se vede pe cameră, dar în viața reală se vede extrem de genial. Ok, hai să luăm din chestia asta și bam, aici avem telefonul cu chestia asta clasică pe el, avem direct mare folie de asta pe el. Iar aici în cutie observăm că nu avem încărcător, deoarece nu se mai dă încărcător, nu mai știu exact la ce model, dar știu că cei de la Apple nu mai dau încărcătoare, dar avem aici un cablu Lightning, nu avem USB-C din păcate și aici clasicele sticker Apple și cheița aia nebună. Ah, ok, avem un sticker, de se pare că cei de la Apple au făcut economie și când vine vorba de stickere, da, ok, nicio problemă, nu ne supărăm, nu o să dăm refund pentru că n-am primit două stickere. Aia, le punem aici înapoi, punem și cablul înapoi și punem toată cutia înapoi, deoarece pe noi ne interesează telefonul. Oh my god, bă, cât de sexy e efectiv spatele ăsta. N-aveți idei cât de mișto arată în viața reală. V-am spus, nu știu cum se vede pe cameră, dar eu zic că iPhone-ul ăsta merită un mare like. Gen, uitați-vă cum arată, pe bune. Și uite, uite și pe față cum e. Gen, e prea frumos, nu știu, n-am văzut un iPhone mai frumos ca ăsta, sincer. Și acum momentul adevărului. 3, 2, 1... Băi, deci telefonul ăsta e super, frate, e senzațional, efectiv, nu am ce spune. Și hai să-l și pornim, să-i dăm o primă cheie. 3, 2, 1, hai să vedem cât trebuie de pornește. Bam, și cum ar fi să n-ai... era să zic că n-are baterie, dar are baterie, se pare, deci uitați-vă și voi la el cât de frumos e. Wow, purple-ul ăsta e genial. Hai să vedem ce se întâmplă când se aprinde, va lua foc, hai că va lua foc dacă e... Bă, alo, yo... Oh my god! Cât de bine arată! Wow, cât de bine arată telefonul ăsta, nu-mi vine să cred. Cât de tare e notch-ul ăsta, mă rog, Dynamic Island-ul, pentru că așa se numește. Oh my god, mamă, 120 de Hz, mamă, cum se simt 120 de Hz. E insane, efectiv. Deci, uitați-vă ce frumusețe, deja mi-am pus amprentele pe el, dar nu-i problemă, îmi pun toate amprentele pe el, dar... Oh my god, telefonul ăsta e atât de tare. Salut, salut, salut. Bun, păi, hai să-l configurăm și să vedem despre ce este vorba.
O să rămân aici pe engleză. Nu suntem din Germania, în schimb suntem din România. V-am spus că l-am luat din Viena și el crede acolo ceva, dar crede destul de aiurea. Ok, chiar acum îmi voi configura telefonul, adică o să-mi transfer toate datele de pe telefonul vechi pe acest telefon folosind Quick Start și după care ne auzim cu mai multe detalii. Ok, din câte observ eu, chestie ciudată. Bateria la iPhone 14 Pro Max este mai mică decât bateria de la iPhone 13 Pro Max. Adică, what? Ok, fraților, iar acum, după ce mi-am transferat toate datele, haideți să ne uităm. Băiatule, stați să deblochez cu Face ID-ul. Nu ai cum să o dai cu telefonul ăsta, băi, atât de tare ecranul, 120 de Hz. Tot ce vrei tu, efectiv, în viața mea nu am mai avut 120 de Hz pe un telefon și vreau să vă spun că este revoluționar, cel puțin pentru mine. E incredibil și Dynamic Island-ul ăsta e absolut genial. Dacă intrăm în cameră, o chestie pe care am sesizat-o, camerele sunt mult mai mari. Adică, de exemplu, chestia asta de camere e mult mai mare decât la un 12 Pro Max sau la un 13 Pro Max. Deci toată chestia asta de camere s-a mărit. Și după cum puteți observa, acesta sunt eu pe cameră. Și după cum puteți observa, s-a mai adăugat un 3 acolo. Înainte 3 ăla nu era. Asta sunt eu, varianta ultra-wide. Bă, e forță rău de tot. Și ce e foarte mișto e că acest Dynamic Island, în caz că nu știați, este interactiv. Mă rog, acum vedeți că practic nu are cu ce să fie interactiv, dar de exemplu dacă uite, să spunem că înregistrăm ceva, da? Dacă înregistrăm ceva, bam, uitați-vă și voi, se pune chiar aici la Dynamic Island și sunt mult mai multe chestii de făcut cu acest Dynamic Island. Au prezentat și cei de la Apple în videoclipul de prezentare. În orice caz, camera este absolut insane, deci mi se pare super mișto. Uite, hai să facem o poză rapidă la chestia asta, deci facem poză la cutie. Eu zic că se vede bine rău de tot. Mamă, dar se vede, bă, chiar se vede super clar. Deci, efectiv, poți să îți dai seama și de particulele de praf de pe cutie, gen, e insane. Și da, o să ne jucăm și Minecraft, deci stați geană, adică vă o să facem și un mic gameplay. Momentan nu are folie, dar am cumpărat și o carcasă, o husă de asta, așa că hai să o punem și pe asta, deci o desfacem frumos de aici, elegant. Și hai să vedem despre ce e vorba cu MagSafe-ul ăsta, eu nu prea am înțeles, eu nu prea știu care e faza cu MagSafe-ul, dar știu că există și că e acolo, așa că hai să punem și această minunăție. Am spus, bă, hai să-mi iau transparentă ca să, știi tu, să vadă lumea că am telefon MOV. Bă, vezi că e chiar tare, vezi că e chiar mișto, e chiar mișto husa asta. Eu uitați și când dau pe style în telefonul, deci uitați-vă acolo la Dynamic Island. Deci, mă, bă, e atât de mișto și când te sună cineva, bă, e foarte mișto. Deci, practic, așa se pune husa. Mă rog, nu că ați avea nevoie de un tutorial, dar bam și hopa. A fost și ceva animație, cred că de la MagSafe-ul. Și din câte am înțeles, MagSafe-ul este pentru încărcarea wireless, deci acum are mai mult sens în capul meu, sincer. Hai să ne șucăm ceva, nu-i așa? Ok, și după cum puteți observa, acum suntem în Minecraft și hai să vedem dacă putem face ceva. Bine, vă dați seama că nu o să jucăm acum să rupem toate topurile, dar o să ne jucăm acolo puțin, hai să-i dăm pe creativ. Și cam așa se vede telefonul pe Minecraft, ok, mă rog, și cam pe orice alt joc. Deci, bă, mie mi se pare super mișto din nou, deci culoarea asta, frate, m-a nebunit pe mine. Asta e singura treabă care, nu știu, m-a făcut să... Bine, nu neapărat doar treaba asta, dar în general tot telefonul, dar... culoarea, practic, m-a influențat să cumpăr, bă, unde sunt, frate, what? Bă, what, unde m-am spawnat, ajutor? Poți să mă văd? Nu, astea sunt emoturii. Ok, deci, nu știu exact unde m-am spawnat. Cred că s-ar putea să fie o mică problemă. Și stați un secundă, vreau butoanele puțin mai mari, deoarece cu degetele astea ale mele o să am nevoie de niște butoane o leacă mai mari, gen. Da, cred că așa merge, gen. Ok, bun, și fiți atenți, stați așa că eu încerc să țin și telefonul cât mai bine. O să facem cea mai tare castă din Minecraft Pocket Edition. Deci fiți atenți, nu vreau nimic, vreau asta. Ok, vreau și mai multă de asta. Vreau și de asta și vreau și de asta. Și vreau să caut aici dor, D-O-O-R, bam, frumos, vreau și o de asta. Ok, și acum fiți atenți, cea mai tare casă din Minecraft posibilă. Ok, deci acum se pune fundația, stați o secundă. Deci se pune fundația, punem lemn aici, elegant cât de cât elegant. Băi, știi ceva, cred că devine ca plictisitor, așa că doar o să arunc o ușă, uite, aici și gata, asta e casa mea, fraților. Woo! Aplauze, vă rog. Asta este cea mai tare casă din Minecraft Pocket Edition.
Let's go. Da, lăsând gluma la o parte și casa mea stupidă de pe Minecraft Pocket Edition, cam asta a fost și unboxing-ul telefonului meu nou, iPhone 14 Pro Max, cu cea mai tare casă construită pe el. Cred că asta adaugă la preț cel puțin dublu. Eu am fost Destele, ne vedem data viitoare la un nou clip. Toate cele bune și pa, și pa! Bine tu. Bine, frate. Băi, eu te-am sunat că sunt un fan al tău și vreau să spun că îmi place foarte mult ceva.